Zgomotul și furia este un roman scris de William Faulkner, un roman în care urmărește destinul unei familii din sudul american după încheierea războiului civil. Este vorba despre familia Compson, care ne oferă niște personaje memorabile. Fiecare dintre ei are câte ceva. Mama este ipohondră, de exemplu, un frate pare a ilustra copilul perpetu și așa mai departe. Avem de unde alege, în plus, cele patru părți ale romanului ilustrează patru versiuni ale poveștii. Fiecare este povestită de către un narator, la persoana întâi sau la persoana a treia, și ne menține atenția nu doar cu destinul acestei familii, ci și cu destinele tuturor familiilor de genul acesta, familii aristocrate care decad încetul cu încetul pentru că nu se pot rupe de trecut. În filmul western Drumul Dreptății avem un veteran al războiului civil care de nevoie, pentru a-și întreține familia, pentru binele familiei sale, trebuie să ducă un deținut periculos pe drumul dreptății la judecător. Filmul este foarte interesant, chiar dacă le avem pe aceste două personaje în centrul întâmplărilor. El va lua trenul de 3 și 10 spre Yuma. De aici titlul original al filmului.